Bună seara și bine v-am găsit la emisiunea Linia 1. Discutăm despre manipulare, coronavirus, da, evident, și despre politică. Iată că ne apropiem încet încet de precampanie. Chiar astăzi auzeam vești dinspre București. Alegerile locale ar putea fi pe 27 septembrie. Se pare că mai mari partidelor importante au căzut de acord. 27 septembrie, nu e dată nicio lege, dar cam atunci se prognozează că vor fi alegeri locale, alegeri parlamentare. S-ar dori în luna decembrie, 6 decembrie, dar să vedem dacă politicienii vor fi lăsați de către COVID-19 să intre în campanie și noi să mergem la vot liniștiți și în siguranță. Discutăm despre ceea ce se petrece pe scena politică, dar și în spatele acestei scene, împreună cu profesor universitar dr. Doru Tompea, președintele Universității Petre Andrei. Bună seara, bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație, bună seara! Ce faceți? Voinic, sănătos, după perioada asta, că știți cum e, acum sănătatea e cea mai importantă. Cred că întotdeauna a fost cea mai importantă, dar nu ne-am dat noi seama și nu am prețuit întotdeauna la valoarea ei. Ce să fac? Traversez și eu această autoizolare pe care nu mi-a impus-o nimeni. Mi-am asumat-o de pe 9 martie, ca să fiu mai precis. Da? Și ați respectat ad literam, așa? Ad literam toate rigorile pe care autoritățile publice le-au impus. Vă spuneam înainte de emisiune că am avut poate și șansa de a face analiză la București de etapă. Asta era chiar la începutul, nu? Da. Pandemiei, sau mă rog, era episodul din China, exact. Și în nordul, de pe 20 în Italia. Până pe 25 le-am făcut. Mi-am făcut toate testele, nu legate de pandemie. Despre ea am aflat pe surse, pe știri, pe site-uri. Dar nu prea credeați la ora aia așa? Mă atrăgeau la ora aia teoriile conspirației, da? Care au fost și mai rămân încă. E chiar din start, adică nici bine n-ajunsese pandemia la noi și deja ați început să credeți atunci că e ceva necurat la mijloc cu China, cu Rusia, da, cu puneam America. Sincer, la început o puneam pe seama relațiilor America-China, SUA-China, SUA-America, pe seama Brexitului, chiar și în ziare serioase, și o să fac un studiu vis-a-vis de modul în care presa a reflectat acest segment din existența generațiilor noastre, pentru că noi de la 1918 o asemenea pandemie n-a mai fost. Da. La gripa spaniolă. De la gripa spaniolă. Care a fost urâtă. Foarte urâtă. Chiar în finalul războiului, poate acolo sunt și explicații generate de noutățile pe care le-a adus primul război mondial, inclusiv bomba chimică și așa mai departe. Dar, sincer, citeam toate... Adică erați relaxat, ca să zicem. Eram relaxat. Relaxat și mai degrabă... contraziceați, nu? Teoriile astea medicale. Da. Și pe astea le vedeam uneori sub spectrul vieții politice interne. Zic, domne, se induce o sperietoare, o chestie de natură medicală ca să se instituie o guvernare mai liberală, dar mai de forță. Adică, de multe ori m-am întrebat, domne, ce ar fi însemnat? Vorbeam cu colegi de-ai mei, cu oameni care scriu, sunt în științele politice, jurnaliști, buni comunicatori. Dom'le, vă dați seama dacă ar fi fost Dragnea la butoane și adopta măsurile astea. Cum ar fi reacționat? Poate că în prima fază lumea ar fi acceptat. Dar nu știu cât. Nu cred că ar fi acceptat 2 luni sau 3 luni, iată, exact. Suntem în iunie acum. Bun, și erați la București la analizele respective, care înțeleg că au ieșit bine. Au ieșit foarte bine. E important. Și acolo cineva v-a deschis ochii sau cum v-ați schimbat toți opinia? Medicii care m-au analizat. Medici foarte buni la Institutul Cantacuzino, unde am plătit coplata, deci n-am fost pe pile acolo în sfârșit. Dar am primit și vizite de la niște oameni care gestionau începuturile acestei crize în România, care, într-un mod foarte autoritar și serios,
mi-au spus că după ce ies din acest institut, Cantacuzino, să am grijă, pentru că dacă năvălește pandemia și în România, măsurile vor fi de duritate excepțională. Vreau să spun că pe 25 am ieșit, pe 26 s-a anunțat primul caz de infectare, dacă nu mă înșel, pe 26 februarie. Da, da, a fost un caz, după aia încă, încă unul. Am văzut și măsurile care s-au luat, am mai avut treabă pe la universitate, ultima dată am ieșit din curte, din casă, din zona mea privată, am ieșit pe 9 martie. Era ziua femeilor, pe 8, a căzut lunea, 9 martie, și am făcut un consiliu de administrație care trebuia să ia niște măsuri didactice, ca să spun așa, și apoi fără să mă amenință nimeni, fără să mă presieze nimeni, fără să am simptome de niciun fel. Deci de pe 9 martie v-ați izolat? M-am izolat exact cum scrie la litera legislației. Și am suportat greu, recunosc. Da? Foarte greu. A fost complicat. Da, foarte complicat pentru că eu sunt o persoană publică, cu instinct social poate foarte pronunțat. Cu întâlniri multe, cu întâlniri, discuții, conferințe, cu discuții. Participări la evenimente. Și am început să citesc. Da? Am multe aplicații pe platforme de presă, media. Și am acces pe telefon și la o grămadă de site-uri care m-au dezamăgit unele în parte, apropo de fenomenul manipulării și al fake news-urilor, dar mi-am putut da seama, mi-a făcut o imagine care în fiecare zi spunea tot mai mult că nu-i de glumă, că lucrurile au apărut primele victime în România. M-a speriat și un alt aspect, faptul că avem o imigrație foarte mare în Italia și în Spania. Și năvăleau în țară, sau în, da, cu sutele sau de mii. În Marea Britanie, sau în Germania. Eu cred că așa a picat Suceava. Și eu, exact asta a picat Suceava. Și a devenit cel mai puternic focar. Da, a fost urât episodul, cu greu a fost episodul stabilit. Suceava m-a responsabilizat și mai mult. Mă gândeam la faptul că sunt mulți oameni care vin de la Suceava la cursuri. La cursuri, care vin la spitale. Și mi-am impus efectiv acest regim de autoizolare. N-am avut niciun simptom din cele pe care îl descriu specialiștii. Și de multe ori am avut și am tentația de a pune în mintea mea, în dialog sau în bulele lor, opiniile specialiștilor de unde crezi și ale politicienilor. Au ieșit poveștile astea, de unde au ieșit manipulările astea, teoriile astea, că nu e adevărat, că nu știu ce, oculta, cu nu știu ce, că nu știu ce puteri, că mari bogătani ai lumii, deci s-au vehiculat tot felul de teorii. Știți care a fost cel mai mare șoc, domnul moderator Ghețeau Florin? În momentul când eram acasă acum vreo 2-3 săptămâni pe terasă, eu am lucrat mult perioada asta pe terasă, lucrez și cu colegul meu Sorin Bocange la 2-3 cărți, lucrăm împreună și în una dintre ele un volum foarte interesant cred că va fi cum am petrecut pandemia. Deja sunt anunțat vreo 60 ceva de contributori, 65, 66, și din străinătate, Emil Hurezeanu. Și ce vreau să vă spun, că m-a șocat și atunci mi-am dat seama că nu se mai poate, când primesc de la o persoană, eram într-o rețea mai mulți și schimbam știri, informații, glume și așa mai departe. Privesc la un moment dat un telefon, era ora 12 și ceva și era pe o platformă de știri a unui mare ziar american pe care eu îl citesc în continuare, însă a fost măcelărit și a ieșit altceva ca manipulare. La orele 12 a fost arestat la Washington DC Bill Gates.
Și după aia un pomel de câteva pagini, n-am vrut să-l trimit mai departe. În perioada s-a schimbat foarte multe mesaje și comentarii cu prieteni de... eu n-am Facebook. Bun, dar... și știrea suna că a fost arestat tocmai pe tema asta, adică s-a descoperit ceva, că e... Da. Că era... Bun, dar e grosolan, adică... Grosolan mi s-a părut și pe mine și vă spun deschis. Am sunat doi oameni. Pe directorul editorial al DigiTV, România, și pe Toni Hrițac, pe care l-aveți deseori invitat da. Aici. Și pe amândoi am întrebat, Toni, Digi mi-a spus că este un fake grosolan din start, că l-au primit și ei și nu știu ce. Toni la fel, asta mai mult de vorbă cu el, am povestit fiecare cum am petrecut și petrecem pandemia, a spus că va verifica pe sursele lui și așa mai departe, mai ales că ziarul de așa are pe colega lor, Oana, dacă nu mă înșel, face comentarii din Statele Unite, o dată pe săptămână, dacă nu mă înșel, și Toni chiar mi-a zis, verific la sursă. Dar cred că este o... Un fake news. Un fake news. Grosolan. În momentul ăla am intrat mai mult în site-uri și platforme care abordau și abordează. Ați început să, verificați știrea, ca zic. Să vedeți știrea. Dacă e confirmată din mai multe surse. La început, tot din zona presei și de București și de Iași, am înțeles că Sputnicul lansează foarte multe fake news-uri, nu numai pe pandemie. Și chiar am intrat și eu pe zona aia Sputnic și m-am crucit ce scriu aia. Așa că... E zona rusească, nu? Zona rusească, cum să nu. Și am mai sunat oameni pe care îi cunosc. Și v-ați lămurit că... Da. Cred că v-ați pus și întrebări atunci. Categoric mi-a pus. Pentru că, dom'le, să lansezi o chestie de genul ăsta, oricum aia se desumfla. Pentru că n-ai cum, nu poți să spui... S-a mai întâmplat un lucru. Trump a luat în derâdere, peste picior, așa, chestia asta cu pandemia. Păi, o ai așa acum. Și a impus această manieră de a aborda Partidului Roșu, cum îi zic americane, adică republicanilor. Care și pe această zonă, cu democrații albi, cu republicanii în Statele Unite, au o dispută nu numai teoretică, dar nici în presa americană și nici în dezbaterile publice din America, deși eu mă uit, prefer să mă uit nu la ce spun liderii politici, mă uit la Fauci. Fauci este cunoscutul epidemiolog, care este consultantul de medicină, de sănătate publică al... Da, e un fel de rafila al american. Am zis și eu expresia asta. Care e un om, le spune lucrurilor pe nume, Fauci. Le spune lucrurilor pe nume și încet, încet mi-am impus să citesc cu răbdare argumentele care stau la baza lor motive nu, da, politice. E interesantă traiectoria pe care ați avut-o, că în general oamenii, sau la noi cel puțin, oamenii au pornit de la sperietură, adică au luat în serios pandemia și după aia au dat-o în conspirații. La dumneavoastră a fost cumva invers, adică da. de la început ați fost tentat să nu credeți, să-l luați, eu știu, dar spune la mișto, dar puțin în derâdere, da. Chiar în discuțiile pe care le aveați cu medici, să spune, ai domnule, că da. Nu e chiar așa de neagră situația și pe parcurs să vă dați seama singur că lucrurile chiar așa stau și că sunt grave. Cu siguranță le știți. Apropo de începuturile pandemiei, păi a zis așa scenariu că în toamna lui 2019 ianuarie 2020, americanii au făcut un acord de pace cu talibanii, un moment istoric, după câteva decenii de conflicte violente în Afganistan, și a apărut tot din zona roșie, zona roșie rusească, comentarii, fake news-uri, care plecau chipurile de la premiza că talibanii le-au făcut o concesie mare americanilor, Pentagonului, să facă niște experimente subterane în toate buncările alea și rețelele subterane preluate din război, de zeci de ani de război, în care a fost și RSS-ul, după câte ține minte, și că agreementul s-a terminat cu câteva mii de militari americani care au fost testați pe niște vaccinuri, inclusiv coronavirus, și că nu China este focarul, nu Wuhanul.
Da, e, asta e război informațional. Până la urmă, numai că stai și te întreb, domnule, dacă nu cumva, nu știu, adică clar n-ajută, mai rău sucesc mințele multora care poate că ați avut răbdare, poate timp, poate dispoziție, am avut, poate înțelegere, da? Dar alți oameni, unii care lucrează de la 8 la 8, da? Și nu spun care lucrează într-o fabrică muncitor, ci oameni de afaceri sau chiar profesori, care n-au nici dispoziție, n-au nici răbdare. Păi ce să, că când vezi într-un ziar serios o anumită informație, mai vezi și în altul, mai vezi și o părere a nu știu cui, păi e clar că, hai că trebuie să fie ceva acolo. Știți ce mai voiam să vă spun la subiectul acesta? Că eu am, chiar din primele, chiar de la începutul martie, primele zile de când m-am autoizolat, am dat un telefon în China. Unui absolvent de la noi de la universitate de acum câțiva ani și care e chiar în zona Wuhan, Shenzhen. Și am dat ce acolo? Se moare pe capete. Păi, se și vede. Se moare pe capete. Moare pe capete, da. Bun, și am impresia că încă nu știm, acum nu cădem. Încă nu știm chiar tot. Da, în teoria conspirației. Exact. Pare să că n-am aflat adevărul, nu știu dacă îl vom afla, dar ceva a fost acolo. Însă, ciudat. Din câte văd acum, evoluția pandemiei și atitudinea statelor mari față de China, ieri doamna Iva Jourová, comisarul european, a făcut prima dată o declarație foarte dură cu utilizarea sintagmei fake news, acuzând direct Rusia. Da, da, am văzut și eu chestia asta în Comisia Europeană sau la Uniunea Europeană. Da, la Comisia Europeană. Lucrurile, da, astea nu prea se spun, adică parcă a fost ieri prima dată când s-a spus cu subiect și predicat, exact, a fost arătate cu degetul. Și da, invocat la fiecare din cele două țări. Și nu crezi că e normal și e bine? Adică ce facem? Stăm și ne ferim, adică stăm și în fața asaltului, că e un asalt, dar al dezinformării, da? Și da, la noi, peste tot, am asistat, am avut și la noi campanii, dezinformări, tot felul de din interior, din exterior, habar n-am, nu le mai discutăm acum. Dar astea trebuie combătute, trebuie spuse. Apropo de ce spuneți, astăzi domnul Iohannis a ieșit într-o conferință publică și... La universitate? Da, de la Universitatea București, și a făcut un leitmotiv care a repetat de mai multe ori această temă a dezinformării, care vine, culmea, nu de la profani, de la oameni care analfabeti funcționali, chiar de la intelectuali, chiar de la unii specialiști, care induc niște teme și temeri care nu ajută cu nimic sănătatea publică a națiunii române. Da. Bun, eu nu cred că o să dispară chestiunile astea, nici manipulările, nici dezinformările, nu, pentru că sunt interese mari la mijloc, statele au interese, da, comerciale, politice, geostrategice, habar n-am, nu cred că o să dispară. Cum credeți că s-a mișcat sau cum vedeți că s-a mișcat guvernul, autoritățile noastre în perioada asta? Eu zic că bine. Da? Eu spun că bine, pentru că de la început și-au cooptat în stafful lor de autoritate publică și oameni specialiști, epidemiologi, medici, reprezentantul României la OMS, profesorul Rafila, Raed Arafat, care spunea gurile rele că va fi ras, tuns și frezat de la conducerea... Iată că mulți au lumină de la Raed Arafat, nu? Cum da, ar veni așa, da? Și... Chiar și ieri l-au chemat cei de la PSD? Da, sau... exact. Și ministrul sănătății, ceea ce este foarte bine. Mai departe, Iohannis se întâlnește foarte des, la câteva zile, cu unii membri ai guvernului direct implicați în politicile publice, cu cei la care sunt invitați cei trei ca specialiști, dar cu ministrul economiei, ministrul finanțelor, ministrul de interne, normal, ministrul apărării. Știți cum e sănătate, dar dacă buzunarul e gol, exact, sau nu avem fonduri, și mare economie. Eu consider că din punctul acesta de vedere, Iohannis, care în primul mandat era considerat un sfinx de la Cotroceni, tăcut, așa, rece și non-vorbitor,
Eu zic faptul că procedural și pe decizie și pe comunicare este un alt... Au mai fost scăpări pe la ministri, pe la ministrul de interne, pe la Vela, conferințele nocturne pe la 11-12 noaptea, când speriau lumea aproape, speriau, bă, nu prea erau indicate, cu acele trei zile cu starea de urgență, când nu se știa. A fost acolo, a fost, într-adevăr. Nici acum nu mi-e foarte clar cu starea de alertă, ieșim, nu ieșim. Asta e politică de acum. Da, păi, probabil că și partidele se uită pe calendar, da? 27 septembrie, alegeri locale, care știți prea bine că sunt foarte importante. Da? Și apoi vine, deci, practic, avem anul ăsta cele mai importante alegeri. Bun. Corect. Și alegerile prezidențiale sunt importante, dar alegerile astea aproape dictează ceea ce se va întâmpla la prezidențiale de peste 4 ani, dar vor dicta guvernarea până la urmă. Și atunci vedem că nu mai au răbdare, nici Ponta, nici Tăriceanu. Pare că și o bucată de PSD sau sunt și pe acolo discuții, interese și bă, nu-i clar, vom avea stare de alertă de luni, de marți sau nu? Dar haideți că o să răspundeți la întrebare, dar după o scurtă pauză. Da, ne-am întors în linia întâi, invitat profesorul universitar dr. Doru Tompea, președintele Universității Petre Andrei. Formulasem așa întrebarea, da, legat de campanie sau de ce fac partidele, de starea de alertă și de interesul sanitar, să spunem, al nației. Da, interesul public, dar aici, într-adevăr, se simte că în ultimele zile fricțiunile politice au început să reapară chiar pe tema asta a sănătății publice, care ar fi trebuit, în mod normal, în condițiile acestei pandemii, să fie gestionată de specialiști. Eu țin foarte mult la punctul de vedere a specialiștilor. Politicienii ar trebui numai să primească rapoarte, informări, să le analizeze și să meargă pe mâna lor, a specialiștilor. Dar iată că și azi am asistat la un episod care developează, de exemplu, în partea stângă a eșichierului politic, n-au ascuns-o până astăzi, dar a confirmat-o și Ciolacu, și Ponta, și Tăriceanu, că vor face o asociere politică pe zona stângii, în ideea de a depune chiar o moțiune de cenzură. Dar nu acum, ci probabil în toamnă, că în toamnă. Atunci le convine. Exact, atunci le convine. Acolo e momentul de răsturnare. Un moment inedit în peisajul ăsta politic este cel generat de USR, care în ultimul timp, cam de vreo lună, atacă, pe motiv că PNL-ul nu și-ar fi ținut promisiunile în negocierile de dinainte de preluarea guvernării, atacă chiar liberalii. Unele măsuri din politicile de austeritate introduse de liberali. L-am văzut eu însumi pe domnul Dan Barna. Încearcă și ei că văd că stau, au stat o lună. Stau la 10%. Cam toate partidele au stat la cutie în prima lună. Exact. Într-a doua au scos așa capul să vadă cam care-i treaba. Care-i peisajul. Așa. Într-a treia au început să vorbească. E, acum se uită în calendar și vă, hopa, vin niște alegeri. Ce facem? Și eu cred că pandemia și modul cum va reacționa guvernul va fi o temă de campanie, pentru că nu vor discuta despre, nu știu, strategii sau despre... Tot astăzi se pare că au căzut de acord PSD-ul cu PNL-ul să prelungească mandatul primarilor, aleșilor locali, până pe 1 noiembrie, iar alegerile locale să fie pe 27 septembrie. Ceea ce e bine și ce poate bine, că e corect. În regulă, că s-ar putea să, adică sunt mari șanse să le ținem. Exact. În condițiile în care pandemia va fi ținută în frâu, nu vom avea decât, ne dorim să nu avem deloc cazuri, da. Și aici domnul Ciolacu a ieșit, că am urmărit chiar foarte atent așa news-urile de astăzi. Ciolacu a ieșit și a spus, întrebat fiind că el iese foarte des în ultimele zile, iese zilnic live, Ciolacu, întrebat fiind dacă a fost sau nu de acord, ci că am fost de acord ca să respectăm cât mai mult calendarul, dar pe de altă parte mă întrebați de alegerile locale, eu știu pe 27 ce vor impune specialiștii și pe de altă parte a spus că vor ataca
hotărârea de guvern pe care o promovează Partidul Național Liberal pentru prelungirea stării de alertă, că pe 16, cum știm, expiră, e da. Ultima zi. Da, ieșim din... Și a atacat această hotărâre de guvern, acest proiect, pentru că el, ca om politic, ca președinte al Camerei Deputaților, parlamentarii nu au primit încă niște rapoarte epidemiologice de la specialiști, care pe bază de argumente, cum se întâmplă în alte țări, pe bază de argumente, da, aici e adevărat, că am văzut și eu pe doamna Merkel, a ținut cont foarte mult, bine, acolo și sistemul politic. Acolo, da, și oricum pandemia acolo a fost ținută chiar de stat, chiar a fost ținută puține chiar decese, de chiar și puține cazuri. Dar acum, revenim, să-mi închei răspunsul la întrebarea noastră, cum au gestionat guvernanții. Eu zic că până acum, nu vreau să produc analize cinice, dar până acum, raportat la numărul populației, raportat la migrația, de care mi-era frică de Paști când vine, și semnalele trase de specialiști, eu zic că au fost oportune, raportat și la numărul de teste. Azi, de exemplu, peste 11.000 de testări s-au făcut. Deci ritmul au fost diferit. Zilele trecute au fost 4.000, 6.000, 5.000. Deci, da, ați văzut, număr mai mare de teste, număr mai mare de cazuri. De cazuri. Ieri am avut 5.000, dacă nu mă înșel, am avut 100, nu știu, mai mic. Sau alaltă ieri și mai mic. Astăzi am mărit, deja am depășit 237. 237, ceea ce arată că încă suntem pe un platou, adică nu coborâm așa cum ne-am dorit. Ceea ce spunea și Rafila, spunea și Churchill, spunea și Raed Arafat. De aceea este bine ca să, apropo de fake news-uri și de manipulare, este bine ca strocul să fie menținut. Nu mă pricep la epidemiologie sau nu sunt specialist în sănătate publică, dar actuala opoziție marjează pe ideea că unele locații publice, restaurante sau chiar sportul, care a fost susținut în sportul cheie, în fotbal, de ministrul sporturilor. Da. Bun, fotbalul se reia de vineri, se reia campionat fără spectatori. Fără spectatori. Cum să vă spun eu? Bun, asta cu restaurantele poate că pentru mulți e totuși greu de înțeles de ce... E o categorie de aproape 500.000 de oameni care lucrează în zona Horeca. Aici e problema, pentru că s-ar putea să avem surprize la sfârșitul trimestrului, la trimestrul viitor, să vedem că economia, pentru că e o componentă importantă. Este foarte importantă pentru noi. Dar înseamnă că specialiștii au apăsat foarte tare, au spus că, domnule, nu e moment, nu e cazul, pentru că altfel eu cred că niciun guvern n-ar risca povestea asta să nu le deschide. Toată lumea s-a ajutat să deschidă pe 15. Prea asta a fost vital în perioada asta, pe zona comunicării și a informării. Dincolo de fake news, de posturi care cultivă cancanul de prost gust într-o perioadă în care altele sunt mai importante în țara asta, dar presa a fost și este foarte, foarte importantă, eu zic presa deontologică. Dar când s-au uitat și miniștrii ăștia și autoritățile astea, cum la prima degajare de libertăți publice, gen terase, gen cutare. Vama veche? Vama veche, exact. Nu mai țineau cont bătrâni, tineri, copii, de niciun fel de distanță fizică, de niciun fel de recomandări primare, spălatul, îmbrățișatul, strănutul. Ei erau ca pe vremea noastră la Costinești și la Vama veche. Cred că măsurile astea, repet, primare, care țin și de un nivel de sănătate publică, dar și civică, eu cred că trebuie păstrată. Da, acum stau și mă gândesc care va fi impactul electoral? Nu. Epidemia, pandemia va trece. Va trece. 6 luni, un an, 2 ani, nu știu, va trece. Da. Dar vom fi mai atenți la chestiunile medicale, la spălatul pe mâini, la interacțiune poate cu celălalt, la, nu știu, când ne urcăm într-un mijloc de transport sau, nu știu, regia de transport va fi mai atentă, nu știu, chiar să șteargă, să curețe barele, șoferii să, nu știu, să șteargă volanul, habar n-am, nu știu. Să umble cu mănușă, mai departe. Vom fi mai, ca societate, am învățat ceva din chestia asta sau va trece
Da? Și uităm. Și revenim la vechile elemente. Eu sper că asta este unul dintre efectele benefice pentru sănătatea publică în România. Chiar dacă mai avem 4.000 de școli cu toaleta în fundul curții, chiar dacă mai avem atâta subdezvoltare în țara asta, unde regulile de sănătate abar n-au oamenii de ele, ei nu sunt conectați în multe zone la site-uri, platforme, online-uri, televiziuni, cum suntem noi, mai ales cei care mâncăm informația și presa pe cu polonicu. Eu zic că totuși va fi un câștig și trebuie să fie un câștig. Da. Bun, haideți că am vrea să discutăm puțin și despre scena locală. Cum vi se pare? Vin alegerile locale, da? Da. Aproape că știm tabloul, da? Da. Chirica a trecut la PNL, da, la PSD Ciuhodaru, la USR plus probabil Cozet Chichirău, la PMP rămâne să vedem Petru Mobilă sau altcineva de pe acolo. Nu știu, probabil că va fi unu-doi independenți, mai e partidul cu autostrada, da, Cătălin Urtoi. Bă, cam astea e peisaj. Cum vedeți? Mihai Chirica. Cine e favorit? Mihai Chirica cred că rămâne favorit pentru că el, din punctul meu de vedere pragmatic, real, politic vorbind, a survolat terenul, teritoriul politic și locale și l-au determinat această decizie. Să nu uităm totuși că Mihai Chirica a fost primul lider local care a sărit la beregata lui Dragnea când încă nu erau aliniamentele făcute în PSD. Și Chirica Mihai a făcut-o pe conținut destul de corect față de comportamentele lui Liviu Dragnea din partid, care au stârnit foarte multe fracturi în PSD. Și Mihai Chirica nu era încă, nu era zona aceasta a criticii dinăuntru PSD-ului pe Liviu Dragnea, pe liderul partidului, nu era încă atât de coagulat. El a fost chiar un fel de, a constituit un fel de avant-premier. Eu totdeauna le spun celor care îl înjură sau etichetează traseiș oportunist, ca hai să gândim și noi în locul lui ce am fi făcut. Doi, l-au exclus din partid. Bun, a plecat Dragnea. A plecat Dragnea. Avea în primăvara asta, avea cartul. Avea, deci se putea întoarce la PSD, că a fost și un moment de aștept. PSD-iștii se pare că i-au făcut invitația, cel puțin pe surse. Asta a fost informația, da, noastră. E corect și tot pe surse directe sau indirecte. Deci, confirmați scenariul, nu? Că da, a existat o invitație directă, da? Da? Întoarce-te, te primim. Dar probabil nu mai avea Chirica, știu eu, încredere în ce se întâmplă la vârful PSD-ului. Asta e părerea mea. Doi, nu mai avea susținere și încredere în PSD-ul local. Adică, fărâmițarea asta între consilierii locali PSD și consilierii județeni, între tensiunea între Chirica și Maricel Popa, l-au împins să vadă lucrurile cum e mai bine. El a avut o relație bună și a păstrat relația bună, profităm foarte mult de centenar și de programele centenarului aici la Iași cu Casa Regală, 1, și 2 cu Werner Klaus Iohannis. Și probabil că Mihai Chirica a pus în balanță toate lucrurile astea. Da, spuneți că e favorit, nu? Eu așa zic. Eu așa spun. Știți cumva cine va fi candidat la primărie aia din partea PSD? Păi nu-i Tudor Ciuhodaru? Va rămâne? Păi nu știu. Păi ne dați o informație, poate că n-a spune că sunteți apropiat de zona aia, dar cunoașteți, îi știți. Cum să nu-i știu. Să nu uităm un aspect. Poate ne dați o știre în seara asta. Încă nu. mai e un alt aspect. După decizia PSD-ului pe Pro-România și ALDE
de a reface pe partea asta un aliniament, un bloc. S-ar putea ca tot aici să intre și partidul Dan Voiculescu, la care a aderat acum câteva zile Teodor Meleșcanu. Da, am văzut că se coace așa, se adună. Exact. S-ar putea ca din acest punct de vedere logica alianței va fi cu totul alta. Și aici, Chirica, aici s-ar putea să aibă o dificultate. Cât de tare, deși nu, din ce văd eu acum în eșichierul politic local, sudura între diferite fracțiuni din PSD-ul de la Iași, nu știu dacă se va reface. Mi se par aproape incongruenți, incompatibili lideri politici din PSD-ul municipal, cel județean. Asta e una, dar stau și chiar mă vedeam cum ar arăta o alianță, alianța PSD Pro-România al de la Iași. Exact asta, și asta vreau să spun. Exact asta ați pomenit doar de interiorul PSD cu falile între... Una interiorul PSD, dar și alianța. Exact asta mă întreb și eu. Nu îmi dau seama dacă ar funcționa și cine ar putea fi candidatul, dacă l-ar susține toți pe Tudor Ciuhodaru, dacă ar apărea altcineva. Dar dacă ar funcționa, ar fi o structură de luat în seamă. Da. Dar ca vizibilitate, ca, știu eu, portofoliu, având în vedere primului mandat și cât mai are în spate viceprimar, eu cred că la ora asta, cel puțin, șansele lui Mihai Chirica sunt consistente. Și la Consiliul Județean, unde pare că va fi un meci în doi între PSD și PNL, adică Marcel Popa și Costel Alex. Cine e favorit acolo? PSD-ul domină județul, are cei mai mulți primari. Marcel Popa sau Cristian Stanciu, unul din cei doi care e liderul grupului în Consiliul Județean. Așa. Mă întreb, pentru că nu știu ce susținere mai are domnul Stanciu în spate prin consilierii locali și primari. Candidat e Marcel Popa. Deocamdată oficial, da. Dar mai e timp până... Eu regret faptul că la Iași eșichierul politic arată fărâmițat. Și pe flancul stâng, și din centru, și în dreapta. E fărâmițat, dar e și cumva bulversat de mutarea asta a lui Mihai Chirica la PNL. Categoric. Probabil că dacă ar fi rămas, nu știu, independența la PSD, poate că, nu știu dacă s-ar fi coagulat, dar poate că ar fi apărut o opoziție pe partea asta altă, poate PNL, USR Plus, să spunem. Da, USR Plus, nu le dați nicio șansă? Plusul... Că au luat un scor neașteptat de bun la europene. 37%. Acolo, dar ei de la începutul pandemiei tot au scăzut și pe undeva sunt pe platou ăsta de 10% în sondaje. Cam la toate casele de sondaje. Și greu văd să se mai ridice. Pe de altă parte observ că Dacian Cioloș e mai mult la Bruxelles și mult mai rar în apariții publice în România. Da, pare că le lipsește ceva, nu știu, ei vorbesc de fuziune, nu-mi dau seama dacă va fi acel zvic. Și văd o oarecare, nu timorare, o oarecare reținere din partea unor oameni care au fost anunțați ca veleitari, candidați la niște funcții într-o alianță USR plus PNL. Dar, în sfârșit, e de urmărit. Și zona politică a fost bulversată de pandemia aceasta. Păi, perioada asta nu știu dacă au fost, cred că, două conferințe de presă, ceea ce da, foarte puțin. Nu s-a întâmplat niciodată în istoria Iașului. Știți prea bine, exact, cunoașteți exact, politica locală, adică cu câteva luni. Avem atâtea partide, ca ai și PMP, ai și ALDE, ai o mulțime, sunt orgolii, partide cu pretenții, Pro-România, exact. USR Plus, au fost morți, bun, ok, au fost pe Facebook, practic nici n-aveau, sau pe internet, pe online, nici n-aveau foarte multe alternative, dar nici n-au produs, nici măcar știri așa, știri pe surse, da, sau știri online, dar nici așa n-au ieșit cu nimic. E, și să vii cu 3 luni înainte de alegeri, e cam târziu. Să nu uităm că în astea 3 luni intră și iulie și august, adică ai iulie-august care sunt ok, moarte. Probabil că se va lucra, adică eu cred că după vacanța asta, anul ăsta oricum e, am spus că politica e întoarsă, dar eu cred că
întors cu totul, pentru că n-aș spune că a fost vacanță, dar companii, universități, da, toată lumea, două luni a stat. Universități, profesori. Și acum nu știu dacă își permite țărișoara asta ca iulie și august lumea să plece în concediu. Ce credeți? Că, nu cred. Cum va arăta țara la vară, la 35 de grade? Nu știu. Cea mai dificilă problemă pentru guvernanța la ora asta este cea sistemului Horeca. A redeschiderii restaurantelor, mai ales pe vară, e și o doleanță. Bun, s-au deschis terasele, e un lucru bun, e o supapă. Acum discuțiile sunt foarte dure între autorități și Horeca, chiar foarte fierbinți. Cu amenințări, cu datul judecată. Exact. Asta e unul. Doi, să vedem cum se va numi hotărârea de guvern care de pe 16 încolo va, în termenii lui Orban, va prelungi starea de alertă. Ciolacu a venit cu ideea să îi spună altfel. Acum să-i spună altfel. Mai contează cum îi... Să păstreze rigorile, dar să-i spună altfel. E foarte greu. Va fi o vară... Se anunță că va fi una dintre cele mai fierbinți, dar în același timp, cum să vă spun, trebuie să privim foarte echilibrat niște lucruri. Știm bine că românilor, europenilor, le place să migreze la mare. Sunt două luni de concedii, sunt țări, Italia. Și, exact. În august au închis țara, toată lumea, exact. Nemții, au plecat Italia, în vacanță, Spania, la revedere. Da. Nu știu dacă își mai permit. Greu, cred că greu. Vor pleca, dar nu vor închide țara luna august. Ce am văzut la țările europene, Uniunea Europene, au gestionat această perioadă și post starea lor de urgență, cum s-a numit în fiecare țară, un program etapizat, eșalonat, bazat pe studii de epidemiologie socială, de sănătate publică, unde, în diagrama și în graficele lor, este foarte clar și intuitiv ce va face guvernul acela în privința administrării vacanțelor din Uniunea Europeană. Aici cred că au dreptate și ăștia politicienii care solicită guvernului să vină cu o fundamentare științifică din partea autorităților publice abilitate cu administrarea stării de sănătate. Pentru că niciun buluc, cum am auzit la Vama Veche, care nu a ținut cont de nimic, nimic absolut, niciun, știu... Aeroporturi pline. Aeroporturi. Vedem că... Ați văzut că a fost publicată lista cu marile orașe din România care vor avea pe Tarom circuit, da, direct cu Constanța? Minus Iași. De ce credeți că nu contăm, suntem prea aproape, că am mai auzit și chestia asta, că moldovenii pot să ajungă în 6, 7, 8 ore cu mașină. Să vă răspund cu o întrebare, pentru că nu cred că a băgat Crosa la patină Costel Alexe, care mi se pare un ministru care se mișcă bine. Dar cine a băgat Crosa? Sau dacă poate n-a băgat-o nimeni, sau poate că Taromu, că înțeleg că directorul aeroportului de aici de la Iași a spus că a avut discuții cu Taromu pe tema deschiderii, da, linii și a așteptat, da, mă rog, ei, decizia e la Tarom. Ei, da, când au anunțat, au spus Cluj, Oradea, Timișoara, Iași nu. Cine administrează Tarom acum? Știți? Păi cine? Ministru? Nu e Ministerul Transporturilor? Ba da. Păi? E destul de complicat. E un ardelean acolo, nu? Unul Bode. Oricum nu-i mai, da, Bode, dar s-ar putea să revină, nu asta e problema. Bun, da, eu stau și pe de altă parte, deciziile astea sunt decizii politice, nu sunt administrative. Păi asta spun și eu, că adică trebuie să fie bazate pe expertiză. Taromul, da, ai sau n-ai piață? Că, de fapt, asta e vorba, despre asta e vorba. Corect. În iulie și august, că înțeleg că zborurile astea vor fi pe iulie și august, vor porni chiar pe 15 iulie, nici măcar acum, în iunie. Vei avea avioane pline sau nu? Adică vei vinde bilete, vor fi profitabile rutele astea sau nu? Despre asta e vorba. Dacă ne apucăm și vorbim despre politică, că acolo e nu știu cine, că acolo e PSD, că acolo e PNL, că e CJ-ul nu știu a cui, păi am terminat, închidem țara. Păi încă o temă pe care la un moment dat o aveam clară. După ce Petrică Mobil a promovat proiectul ăsta, legea, prin lege, autostrada Unirii, vorbim despre ea. Da, bun. Eu am spus atunci, excepțional. Excepțional. La ce ne ajută? La ce ne ajută? Chiar am spus în emisiunea aia și chiar l-am avut și pe Petrică Mobil. Și eu. Așa. Dar cum? Păi da, la ce ne ajută?
Legea? Da. A, legea e o forțare. E un document. E un document. Sau e o recunoaștere, dar lucrul ăsta îl știu și toți liderii politici. Îl știm și noi eșenii, îl știu și moldovenii, îl știu și premierii care au fost și probabil care vor veni, îl știu toți. Președintele, bun și bun. Acum să vedem, poate că guvernul ăsta, mai ales și că ne vine căruța de bani de la Uniunea Europeană. Asta e o temă foarte importantă. Da, din păcate nu cred că mai avem timp, dar foarte scurt vom face ceva cu banii ăștia? Dar scurt, că dacă trebuie să ieșim. Dacă vin. Da? Pentru că Austria s-a opus, apoi Danemarca, Suedia. Bun, dacă vin, facem ceva sau nu? Cel mai mult mi-e frică de corupție, pentru că prioritățile ar trebui să fie educație, sănătate, infrastructură, agricultură și cultură. Da. Bun, nu mai avem timp. Mulțumesc. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. O să mai avem poate și cu alte ocazii timp să discutăm. Ne vom apropia și de campanie electorale. Poate facem niște analize. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Mulțumesc și noastră pentru atenție. Sunt Florin Ghețău. Seara bună.